Da, putem, da, rog. Doamna Alântă. Domnilor și, și doamnelor consilieri, ați fost convocați conform dispoziției 172 din 20.09.2018, din condică, observ că sunteți toți prezenți. Și aș vrea să, da, și aș vrea să vă supun spre aprobare doar procesul verbal al ședinței de îndată pe care dumneavoastră îl aveți la mapă. Iar celălalt proces verbal din 30.08 să fie supus spre aprobare în ședința următoare, dacă sunteți de acord. O să fim de acord, dar dumneavoastră știți că procesul verbal se prezintă după legea următoare. Da, au fost și probleme tehnice. Ce să vă întreb pe dumneavoastră? Am avut să vă întreb. Asta e. Dacă sunteți de acord și să supunem spre aprobare procesul verbal de îndată. Da, la procesul verbal de îndată sunt de acord, dar da, să știți că cine l-a întocmit... Domnul secretar. Domnul secretar mi-a demonstrat că nici limba română nu o cunoaște. Pentru că eu, dacă vă mai aduceți aminte în final, am spus așa, domnul primar. Ați și fost de acord. Domnule, vă rog să veniți în ședința următoare de comisie, ca să nu afectăm ședința ordinară, să veniți în ședința de comisie, cu contractul de la televiziunea TV Exclusiv Onești, ca să vedem și noi periodicitatea, când este, ce clauze aveți acolo, că nu l-am văzut. Remarcând atunci, și nu le mai repet, anumite aspecte. Nu să vă aduceți aminte. De asemenea, am cerut contractul cu dansurile, pentru că sunt exact foarte multe probleme. Am aici, David, deci poți să-l vizualizați dumneavoastră personal, nu se poți face publice la televiziune, că e conflict. Nu, dar nu, ascultați-mă un pic, ceea ce spuneți este corect. Da. Dar ceea ce am cerut eu este și mai corect, că eu am cerut în ședința de comisie. Să ne uităm, așa am spus data trecută, ca în ședința de comisie, de comisii ale Consiliului, să discutăm un pic despre aceasta. Am cerut tot în ședința de comisie să ne vină plățile, finalizarea plăților 2016, 2017, 2018 cu ABC-ul proiect de la școală. Da? Am cerut niște chestiuni de genul ăsta care le discutam în ședințele de comisie. Nu sunt televizate, nu se fac publice. Este element de lucru pentru Consiliu în care noi trebuie să ne conturăm un punct de vedere și atunci mai venim cu întrebări față de dumneavoastră sau nu mai venim, ne clarificăm. Da? O mare parte am vorbit cu domnul secretar. Ce să o întreb eu pe doamna Tănasea? I-am spus, da, notează domn Vasile. Știați de treburile astea? A zis și noastră. Da, da, da. Asta chiar nu-i treaba dumneavoastră. Apoi dacă primarul trebuie să caute în arhivă aia, înseamnă că ați ajuns foarte rău. Îi facem treaba secretarului sau cum? Da. Votăm. Da, acum la da, cuvântul domnului președinte să preia. Supunem la vot care ordinea de zi, așa cum a transmis-o doamna Niculina, pentru ședința extraordinară. Al doilea proiect, avem proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3, anul 2018. Inițiator domnul primar. Prezentare raport de specialitate privind cheltuieli pentru luna august 2018. Și articolul 4, întrebări, interpelări, informații ale primarilor și consilierilor locali și declarații politice. Supunem la vot ordinea de zi, care este pentru, sau dacă mai sunt... O frază aș vrea să spun, dar mă declar de acord cu ordinea de zi, dar mă declar cu ea pentru că altfel logic nu aș putea să comentez dacă aș fi împotriva ei. Deci asta e. Altfel, de altfel, ordinea de zi, vă spun sincer că este superficială și discutam cu colegii aici înainte, în ședințele de comisie, și este lipsită de o preocupare corectă de a aduce pe tapet, în fața comunității, în fața Consiliului, problemele grele ale scorțenului și multitudinea lor de probleme. Adică chiar am solicitat, ați văzut tot felul de teme, informări, clarificări care trebuiau să facă obiectul ordinii de zi. Dar să vă dau un exemplu concret. Deci, data trecută și eu și domnul Ambăruș și ceilalți colegi am zis, haideți domnule, dacă avem 16 miliarde la drumuri, să dăm și noi un plan coerent de acțiune. Cu toate elementele care le aveți dumneavoastră, nu este pe ordinea de zi. Eu cred că ar fi trebuit acest lucru să fie pe ordinea de zi. Restul sunt probleme, dar le ducem către interpelări, întrebări. Exact. Sunt de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Da.
majoritate. Da. Mulțumim. Sărim pentru... Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 anul 2018. Domnul primar, dacă... Da. Ca să scurtăm un pic. Nu trebuie să mai citiți documentul. Sunteți în formă, dacă? Deci, dacă suntem care... Am primit o anumită sumă de la guvern. 47.000 de lei și rețin, fără să mă uit aici. Și din suma ce a spus dumneavoastră mai înainte, care ne-au alocat-o de la guvern pentru reparații drumuri, nu am putut folosi și nici nu este voie legal să folosim o anumită sumă pentru un dirigent de șantier și un proiectant. Și am fost nevoit să facem aceste documente, proiectele care ești cu devizii, cu tot ce trebuie, ar fi 6.000 de lei pentru proiectare și 20.000 de lei pentru diligenție. Ar mai fi trebuit, avem o anumită sumă, știți că anul centenar, am terminat monumentul de reparat la Scoțen și vrem să reparăm și cel de la Grigorentul ăla să fie cu granit, cu ca lumea, așa, și am mai pus 7.000 de lei acolo și restul 10.000, din ce rețin, parcă pentru persoane instituționalizate, care avem, asta e rectificarea, cu suma asta micuță, ne-ar fi trebuit mai mult, dar atâta și așa se prioritate acum. Să putem să ne facem treaba. Da, dacă sunt discuții, domnul Zanfirescu. Altcineva se mai înscrie la cuvânt? Deci. Da, domnul Zanfirescu. Deci v-aș întreba de dumneavoastră, citind documentul de specialitate, ați înțeles ceva? Eu n-am înțeles nimic. Acum, pentru că n-am înțeles nimic și ordonatorul aici de credit, primarul Comerțului Corțel, o să ne întrebă dânsul. Domnul primar, dincolo de documentările care le facem scrise și care e într-un limbaj de specialitate, da, și care nu este accesibil, să știți, pentru toată lumea, că asta este, este un adevăr și nicăieri nu este treaba asta, eu aș fi vrut așa, să spuneți acum dumneavoastră foarte simplu. Fraților, atât este suma de rectificat. Atât. 1.000 de lei. De unde luăm, sau de unde o luăm, sau de unde provine de la suma? Bun. Că suma încă n-ați, nu ne-a spus exact. De la guvern. Și pe urmă, uitați unde o ducem. O ducem, la 5-1, o ducem, 2-2-0. O ducem pe conturi, 100 de lei. Următoarea explicație. Deci documentul era atât de simplu, încât chiar și doamna contabilă poate să-l facă în afara limbajului de specialitate, mai pe înțelesul nostru. Și asta este o problemă. A fost cerută de mai mult. Uitați. Deci chiar mergea, mă confirmă. Câteva luni la rând am cerut. Câteva luni la rând. Ca și cu telefonia, ca și cu toate. Acum, tehnic, pentru că doamna contabilă văd că nu mai vine la susținerea documentelor. Așa? Aș vrea să răspundeți dumneavoastră așa, să-l spuneți aici. Eu m-am uitat în buget, în bugetul care l-am aprobat la 1 martie, că și-o am și la mine. Și am văzut așa. La reparații monumente, știți cât ați avut în buget? La 1 martie. E greu să țineți minte. E greu. Dar problema este că ați avut 20.000 de lei la reparații monumente, trecut în buget, dar noi l-am aprobat. Da. Acum, dumneavoastră ați venit cu încă 7.000 de lei suplimentare. Da. Din aia 20.000 și-a plătit monumentul de reparat de la Scoțeni și o diferență rămas și mai puni 7.000 și o face pe Ligure. Cu diferența ce a rămas. Ia, a zis bine, ia întrebați dumneavoastră. Ce s-a făcut de 20.000 de lei la monument? Dar nu s-a făcut de 20.000, este de vis cu mai puțin. Dar a rămas o diferență de bani care se transferă către monumentul la Grigorent și completăm cu așa 7.000. Care e diferența, domnul primar? 7.000 de lei cu ce-o fost dinainte. Nu. Cât a rămas dinainte? Cât a rămas dinainte? Bine, doamna contabilă, să vă spun așa. Dacă... Okay. Deci, ce s-a făcut la monument? S-au schimbat toate, s-au pus paveli, s-au pus granit, s-a reparat monumentul de aici. Dacă vă duceți să-l vedeți, ne cheamă. La informările lunare, exact cât a costat monumentul de la Scoțeni. Nu apare, doamna. M-am uitat. Eu le-am urmăresc. Le pun așa. Pun bugetul, informările lunare. Deci la informarea lunară trebuia domnul să apară la cheltuielile cu bunuri și servicii, în buget, dar și am luat de pe site-ul primăriei acel plan de achiziții publice, suma era pusă 45.000 de lei pe 2018.
la cheltuieli cu bunuri și servicii. Defalcat pe trimestru, corect. Eu vorbesc pe anul 2018. Nu intrăm în detalii de jur. Vorbim la macro. Acum văd aici în rectificare plus 100 de lei. 100 de lei, 100 de lei e un milion. Da, s-a recuperat la recuperarea din anul. Sunteți bolnav. Scuze, v-am chemat, dar v-am chemat să-i fiți de ajutor ordonatorului principal de credit. Da, 100 de lei s-au recuperat. Sunt niște recuperări din anii precedenți. Și totdeauna la trimestru trebuie făcut rectificare, rectificat buget. Bun, doamnă. La drumuri și poduri. Da. Am văzut că a spus încă 260 de milioane acum în rectificarea asta. Față de, în bugetul aprobat, totuși n-am înțeles care e suma. Că știți de ce? În buget, documentul de dumneavoastră scrie 10.000 de lei și pare plauzibil vis-a-vis de rectificarea cu 26.000 de lei, dar în planul de achiziții publice întocmit de ăsta micuț de Alexandru, suma la drumuri și poduri este de 1 miliard 100 de mii de lei. Și atunci mi-am pus un semn de întrebare. Noi cu rectificarea de 26 de mii de lei acum venim peste suma de 1 miliard sau peste suma de 10 mii de lei? Că nu e același lucru. Nu, suma asta s-a pus 26 de mii, dar nu v-a explicat domnul primar, pentru s-a făcut proiectul cu drumurile pentru banii care au venit din fondul de intervenție, 1599, aproape 16 păi miliarde. Da, doamnă, știți de ce? Nu avem voie corect. Să plătim documentația și proiectele de șantier. Eu am înțeles explicația dumneavoastră, dar știți care e treaba? Exact ce spuneam eu și colegii. Noi n-am văzut acest plan de acțiune care cuprinde și acest proiect. N-am văzut care au fost prioritățile pe drumuri, cum le-ați stabilit. Și atunci întrebăm, pentru că dacă nu am găsit pe ordinea de zi așa cum am vrut, să găsim și noi un plan de acțiune pe această sumă, întrebăm. Deci proiectul s-a făcut, domnul primar, știi exact cum au dat guvernul banii din fondul de intervenție, pe kilometri de drum, pe anumite segmente. Dacă vreți să studiați, veniți jos, proiectul este jos la contabilitate, cine vrea să studieze dosarele. Doamne, noi ne cerem aici la comisie. Deci asta vroiam. Eu chiar am punctat data trecută. Colegii au fost toți în consens. Vrem să vedem, pentru că este o sumă istorică pentru drumurile Comunei Corțeni. Este o hotărâre de guvern, foarte bine, felicitări, că ce ați făcut, cum n-ați făcut, ați luat o sumă foarte mare. Că au fost alții supărați, ia, asta e treaba lor. Dar haideți să vedem și cum o cheltuim. Și care e eficiența lor, care sunt prioritățile. Pentru că trebuie să vedem dacă banii ăștia, să facem într-adevăr ceva cu ei. Și noi încă nu știm care a fost concepția de modernizare, de reparare. Nu de modernizare. Refacere. Hai să spunem de refacere. Această concepție a fost față de comisia care a venit de a analiza, au analizat pagubile din teren, mai multe segmente de drumuri și mai multe poduri. Deci este stabilit clar de către ei. Ei, noi având mai multe drumuri afectate, ca să poți să intervii. Deci nu poți să faci numai citru odată ei, că poate omiți ceva. Noi trebuie să facem calitate drumului pe toate zvraiști. S-au dat cantități mari de piatră, s-au dat 30 cm de piatră spartă pe sectorul de drum. Dar nu s-a dat în jur de 30 cm. Dar neavând șansuri, nici, nedând șansuri, pe, ascultați-mă ce vă spun. Deci dacă mă ascultați, înțelegeți. Deci neavând date șansuri, deci ei au dat numai pietruire. Atât. Neavând date șansuri, neavând date și alte sectoare de drum, prin dispoziție a dirigentului de șantier, se renunță la cantități, se transformă în lucrări adiacente. Adică în șansuri, în ce mai trebuie pe drum, drumuri care nu au fost prinse, adică vrem să acoperim toată area cu banii ăștia, pentru că e păcat să beneficieze numai o parte și restul să rămână tot. Avem și Bogdănești, avem și Șerpenii, avem cam toate comuna ar trebui să fie cât de cât să se circule omenește și lucrările cât de cât făcute de calitate. Deci de asta ne trebuie și dirigentul de șantier, pentru că el pune viza finală, că este specialist, ca și cu comisia care va verifica lucrările în teren, să ne putem duce la capăt în termen util și să nu pierdem banii comunității, că foarte bine știți, dacă noi nu-i terminăm până la sfârșitul anului și dacă Doamne ferește vine anul mai devreme, banii ne iau înapoi. Și de asta vrem eficiență să ne mișcăm repede, de aia am solicitat și această sumă ca cineva să răspundă, să fie în teren și să constate lucrările că ne pricepem, dar nu suntem specialiști.
Păi, dar spuneai, domn primar, spuneai de niște piață de aia, macadam. Păi, hai și vă spun și vă dau și răspunsul. Păi, piatra care o adus-o dânsă. Și vă spun și de ce, că m-am și informat. Deci, guvernul are niște costuri stabilite, niște prețuri. Deci nu poate să depășească, și vă dau un exemplu, cum e stabilit metru cub. În metru cub de piatră, 1.430.000 din ce rețin eu vechi sau 1.460.000 metru cub. Acolo implică piatra, transportul și lucrările. Că înțeleg ce vă spun. Da, da. Deci piatra macadam, care am optat, se duce până la 500 de lei. Îmi ia banii în curtea de conturi și mă bagă și pe mine. Deci nu mai există cheltuieli. Deci trebuie, nu poți să depășești cheltuielile care ți-au stabilit. Păi, ei au dat, în primul rând, ne-au dat balast. Dar noi am optat pentru piatră când încadrăm în același balast în spală. Dumneavoastră, în ședința trecută, ne-ați asigurat că lucrările la drumuri da. Vor să fie peste calitatea care o știm de pe vremea primarului Calenciu, că avem o sumă foarte generoasă da. De bani. Ok, cum spunea doamna Ceaușu, nu se ridică lucrarea, și calitate, nu se ridică lucrarea la ceea ce ați declarat dumneavoastră atunci, nu se ridică lucrarea. Nu este. Există un segment de drum care mai mult decât dat, ai finalizat? Mai mult decât dat, pe cum? S-au făcut și recepții. Două? Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Nu, că asta vreau să mai mult decât atât. Ați atins o problemă. Un segment de drum care este finalizat. Asta o problemă foarte importantă. Că nu suntem specialiști. Corect. Corect. Da? Eu vă întreb, cine este dirigintele domnul, acestei lucrări? Domnul Curteanu. Ăla care a fost aici? Da. Domnul Curteanu este inginer, constructor, structurist. Da. Nu este inginer de drumuri și poduri. Deci aici specialistul, și aici nu mă puteți contrazice, că eu am băiatul de specialitate. Deci domnul este structurist, este diriginte de șantier la construcții civile, iar specializarea drumuri și poduri, să vină să ne aducă specializarea drumuri și poduri, că pe urmă, eu la urmă, eu vă las, vă urez succes, la urmă pe dânsul întreb. Și dacă lucrarea nu e în parametrii calitativi care trebuiesc, este primul vinovat, pentru că noi îl plătim să ne asigure o calitate și o eficiență corectă a cheltuirii acestor bani. Dar eu vă spun că domnul este structurist. Și o garanție. Dar nu primul vinovat. Este singurul vinovat. Este singurul specialist. E primul, singurul... Că tot ați adus... Pentru noi îl plătim. Nu, dar indiferent. Tu ești cel care îți pui viza. Eu mă duc doar ce pot să constat. Să măsor dacă, într-adevăr, segmentul respectiv de drum are dimensiunea respectivă. Are 3 cm grosime? Nu. Nu asta e. Întrebare, vă mai bun. De șantier, de fizică pe parcurs și lucrării. Hai că terminăm punctul ăsta, că el se grăbește la 10, trebuie să plece. Așa și eu mă grăbesc. Așa. Nu, dar avem da. Gravul, poate merge și o singură vă întrebare și mergeți liniștit, că vă simțiți rău. Deci, doamne, că asta îi spunea și primarul. Care e suma totală de rectificat? Acum, unde merge, am... Da? Suma totală. Deci noi am venit cu o hotărâre pe o sumă totală de rectificat. Motivarea și defalcarea, ați spus-o. Care e suma totală? 47.000. Deci dintr-un cont deci 470.000, ne-au retras 3.000, da. Iar din alt cont ne-au dat 50.000. 47.000 este total suma. Eu nu mai am alte, dacă mai aveți dumneavoastră. Dacă avem colega aici, să zic la următorul punct, citind informarea lunară, da? Sau haideți să votăm, să votăm aici. Am înțeles despre ce este cei care și după aia cu banii care sunt cheltuiți. Noi de la Comuna Sporceni am luat mai mulți bani, gratis, le ofer consultanță. La următoarele interferii să dați-i consultanță șefului dumneavoastră de partid, că era foarte nemulțumit. Ca la Comuna Sporceni, 16.000 domnului Pală. O să vedem. Și dați-i dânsului consultanță. O întrebare, nu știu dacă este din buget, nu știu dacă ați prins, ați solicitat pentru microbuz la școală. Mă refer acum. Dați mai întrebare, vă două ori. Nu știu. Am întrebat așa, zic, din bugetul primăriei nu se poate lua un microbuz la școală? Momentan nu sunt suni, că dacă s-a pierdut, dragă ei. Este ordonanța 6 din decembrie. Da, e un inspectorat, dar poate să vă cinești, dar o să încercăm anul. Și ai intervința cu achiziționarea de tehnică. Haide să supunem, vă pot să cinește pentru... La rectificare, da, da, majoritatea. Toți împotrivi, nu se abține nimic. Da.
Da, trecem la articolul numărul 3, prezentare raport de specialitate privind cheltuieli pe luna august. Aici vreau să pun câteva întrebări și gata, da? Și eu o să mă înscriu la comentarii. Da, deci după domnul Mircea. Domnul Ambrus a fost și după domnul. Hai, nu contează. Trecem la domnul Hagima. Domnul Zanfirescu. Vă voia să te atacă, dacă îmi atacă eu. Da, domnul Ambrus, aveți cuvânt. Da. Puntual mergem și la cheltuieli de bunuri și servicii și iar s-a cerut treaba asta că avem un an și jumătate să fie defalcat la telefon internet costă 8.096 de lei. Confirm? Acum, eu înțeleg că avem și camere de luat de zi și ne ducem. Dar dacă s-a cerut lucrul ăsta de un an și jumătate, scrieți documentar defalcat. Unii consilieri vor să înțeleagă, dom'le, pentru telefonie s-a cheltuit un leu, pentru poștă s-au cheltuit 50 de bani, pentru internet s-au... Scrieți treaba asta, de un an și jumătate vă cerem chestia asta. Mergem mai departe. Închirierii utilaje. Am cerut, unde aveți suma aia de 37.000. Acum vreo 3 ședințe v-am cerut, vreau și eu să văd bonurile alea de consum, cei care l-au semnat pentru satul Florești. Da? Ce s-a făcut acolo? Pentru că, rețineți aspectul și eu ce am spus data trecută, că noi nu prea am văzut asta. Poate n-ați lucrat și atunci nu aveți pe satul Florești nimic. Acum o ședință, când am purtat discuția cu dumneavoastră și mi-am zis cu motorile stației de autobuz că vă permite să dați aia 5.000 de lei și s-au făcut frumos făcut. Că trebuia, în banii ăștia care am să vă spun, trebuia să vă face și stația de acolo. Am cerut devizele pentru un modul. Să vedem. Ați ajuns la 90 de milioane, mi se pare aproape, da? De la 5.000. Când eu am zis că se putea face și cu cei de la ajutor social, cum mai avem meseriași în treaba asta. Bun. S-ar părea că așa este, domnul colegiu. Avem bani la unitatea noastră. Bine v-am spus. Avem bani. Am constatat asta. Făceți-mă să înțeleg și eu. Cum se numește firma aia de consultanță care dumneavoastră a spus-o la dotări cămine culturale, servicii de consultanță, 2000 de lei. Cum se numește serviciul ăla de consultanță, domnul primar? Cum se numește? Doar șeful știu că este Patrick. Dar mă duc și mai pământ, vă aduc. Bun. Ce vă poate oferi acel serviciu de consultanță când noi avem de luat farfurii, scaune și alte chestii? Pe serviciul din consultanță este obligatoriu, din clar, dacă dumneavoastră nu știți să ocupate, eu știu, eu știu că este legal de a da bani, dar tot la fel de legal este să știm să-l punem și prin alte părți. Că eu nu cred și ăla vă spune... Calul a spus că ești obligatoriu să ai serviciul de consultanță. Pe când și-au obținut, au făcut la documentul lor. Stați puțin, nu mă întrerupeți. Păi dacă aveți bani de dat la servicii de consultanță pentru parcuri și alte chestii acolo și la parcuri, tot la fel, 2500. Păi da. Domnul primar, v-am spus, domnule, aveți stâlpișorii ăștia doi aici în față. Puneți-i, domnule, trece atâtea lume. Chiar nu se pot repara. Iar cu banii care v-am zis, cu treaba la module, faceți dumneavoastră și ultimul modul acolo, la dumneavoastră acolo în față. Vopsesc eu la mine, mă asigur. Vopsesc eu, domnule. Vopsesc eu la mine. Eu de-aia am spus că la mine nu v-am zis. La mine n-a fost explicat. De ce? Dar Pentru că erai viceprimar, ce aveai de făcut? Când spui că cineva e să facă, dar ești tu? Păi n-ai să faci tu primar acum? Te juci tu primar ca să vopsești un lucru. Dar ce mi-e rușine că e lângă mine. Nu, domnule. În fața mea. Să vă fie rușine că ați dat atâția bani. Nu, dar ați trebuit. Asta e toată treaba. Atunci ați trebuit, nu v-am văzut. Dacă nu se poate. Bun. Ne-am mergea dacă își... Bun, dacă mă luați, nu să-mi fie rușine. Eu mă dau răspunsul și după aia și gata. Nu vreau. Spuneți-mi, vă rog frumos, că ați adus aminte aici, că la banii ăștia care ați primit, ați făcut proiecte pentru drumul și poduri. În satul Florești, punctul Ișvan sau la Fichitiu, aveți proiect separat pentru acest lucru? Este proiect separat de poduri, proiect separat de drumul. Ce implică separat? Deci, mai separată. Există sau este vorba de acele proiecte care v-am lăsat? Nu, domnul Băruș. Aveți proiect separat. Aveți proiect separat. Este altceva. Dar ce îmi dă acolo? E altceva, dar pe avarii ce-i făcut acum, nu-i proiect. Da, deci aveți proiectul ăsta? Da. Acolo. Și cât va costa proiectul ăsta la poduri? 6.000 de lei cu totul. Am în două.
Da, de asta, cum ziceam, este bine să le avem aici în ședințele de comisie, le discutăm, că acum nu mai puneam întrebări. Da? Zicem mereu asta. Asta e toată treaba, sub forma asta spunem. De asta zicem toată treaba. Păi da, dacă spuneți că aia 50.000 de lei aproape, 5.000 de lei aproape pentru serviciile consultanților luat la furii ligheni și alte treburi, dați banii, fraților, în pentru mă. Bine, las, domnul Ambărășu. Sincer, nu se poate lucrul ăsta, adică nu, da, nu serviciu de consultanță, păi ați mai avut un serviciu. Ați mai avut un serviciu de consultanță. La școală știți cât ați avut pe serviciul ăla de consultanță. Nu mă provoca, vă rog. Dar nu-i vorba de provocare. Eu văd niște bani, inclusiv și cu treaba asta, cu drumurile, lucrăm la drumuri, da? Când s-a făcut proiectul dumneavoastră de drumuri, da. Poate și dumneavoastră, aici, adică mi-ați aruncat mingea la final, nu mi-o las puțin. Da. La un drum existent într-o comună, eu știu din punctul meu de vedere că se face daliu, da? Da. Nu șefiu. Da. Ei, dumneavoastră ați plătit șefiu, tot cu firmă de consultanță, da. Și mi-a făcut daliu după ce am intrat eu primar, gratuit. Șefiu n-are cum să-ți facă. Păi vă spun eu, acea documentație, șefiu ăla, nu mi-a primit nicăieri și am făcut daliu. Dar nu mă contrazic. Deci șefiu nu poate să fie făcut de o firmă de consultanță, da? Păi, și dacă am făcut, dacă trebuia să facă daliu, de ce a făcut șefiu și a plătit șefiu, domnul Ambărășu? Păi dar pentru că s-a făcut un păi dar nu trebuia, că drumul exista, domnul Ambărășu. Păi am avut control la curtea de conturi care trebuia să verifice. Da, dar vedeți că nu mi-a venit documentat. Nu? Hai să nu vorbim, domnul Ambărășu. Eu nu zic decât atât, dar ai grijă cu dansul. Am. Da? Domnul... A, trebuie discutată și problema cu dansul. Am și eu două întrebări. Una... Pentru doamna contabilă, nu că ar fi greșit, doamne ferește, văd aici la alte bunuri pentru detenție și funcționare. Pune la doamna lui de două ore, pe două luni salariu sau cum? Da, da. Se poate să nimerești, că ne emite factura, se poate să fie... Și altă întrebare, asta m-am lămurit, susținere culte religioase, 60.000 de lei, cum s-au împărțit? Deci s-a dat 30.000 s-a dat la Grigoren, 30 la Florești, 30 la Scorțieni și 10.000 la Biserica Adventistă. Deci acum de 60.000. Dar aici am primit la prima pe aprilie, e diferența cu septembrie, că părintele a depus mai târziu documentația și cu Biserica Adventistă. De 60.000 s-a dat întâi Florești Grigorie, că ei au depus documentația. Dați-mi voi un pic, pentru că o aveam eu după asta, să fac o chestiune. Deci noi... În discuțiile de la buget, atunci când am luat un miliard, și a ieșit tare mare vâlvă, că de ce ați dat bani la biserică? Nu mai merge o ați scorțeni, că ați dat bani un miliard la biserică. Cine a zis? Cum cine a zis? Toată lumea se plângea de pe aici, că voi de mine... Banii, atunci să știe lumea încă o dată, erau de la salarii. Exact. Unde erau 14,5 miliarde. Toate minciunile, toate manipulările care le-ați făcut ulterior, cei care le-au făcut, se știu ei, erau false, ați dezinformat lumea. Banii erau în salarii. Peste o anvelopă care era maxim de 10,5 miliarde, 11, să spunem, încărcată, pentru anvelopa salarială, banii erau 14,5 miliarde. Chiar și în condițiile în care am luat un miliard pentru culte, pentru bisericile satelor noastre, tot au rămas bani în plus. Și v-am explicat pentru ce au rămas bani în plus acolo. Acum văd că preoților, din miliardul ăla, într-adevăr, recunosc că nimeni dintre noi a uitat de bisericuța de la de sus, de la Bogdănești, când puteam și lor. Nu ești tot parohie. Da? Scurt. Nu ești parohie. Da? Din parohie. Și atunci, dacă noi am hotărât o lege... Domnul, ascultați-mă un pic. Deci dacă noi am hotărât o lege, că hotărârile Consiliului Local sunt legile Parlamentului Scorțenean, de ce v-ați dus și ați luat din banii preoților? Trebuia să le dați 330.000 la fiecare și 100.000, nu, negativ, 100.000 sau 10.000 de lei veneați acum și o găseam în rectificare și le dădeam și la ea. Deci ceea ce ați făcut, dumneavoastră ați încălcat o hotărâre a Consiliului Local. Fără acordul nostru. Că mi-ați dat bani picuri, fără acordul nostru. Deci, punct. Domnule președinte, vă rog, lăsați-mă un pic. Să aduc niște clarificări.
la acel miliard și la acel amendament. Acel amendament care a trecut, de fapt, n-a trecut. N-a trecut. Mă fac un pic complice că la momentul potrivit, eu întotdeauna am susținut biserica. Și de asta... De aia și votat atunci. Am votat împotrivă. Știți de ce? De aia și votat. Am votat împotrivă. Deci eu acum am votat împotrivă. Nu v-am deranjat. Nu v-am deranjat niciodată. Păi veniți aici așa. Știți de ce? Stați să existeți. Eu am votat împotrivă, împotriva neștiinței. De ce? Chiar dumneavoastră, ar fi trebuit să știți. Nu știu dacă, că la dumneavoastră nu e vorba de neștiință. Nu. Sunteți foarte bine pus la punct cu legele. Dar de ce n-ați văzut atunci că doamna Ceaușu nu avea dreptul la vot? Chiar dumneavoastră... Au fost voturi. Domnul! 8 voturi. Un pic. 8 voturi. Ajungem și acolo. Doamna Ceaușu, dacă a votat sau n-a votat, poate o scăpare, asta poate fi a președintelui de ședință, nu a consilierului Frote sau Zanferez. Deci, într-adevăr, nu mai știu cum a de fost. De ce n-ați oprit dar pe momentul, doamna Ceaușu? Dar în momentul respectiv, domnul vorbește, teoretic. Deci au fost 8 voturi pentru. 8 voturi. Dacă anulați votul respectiv, trebuia domnul președinte, tot trecea amendamentul ca să știe ședință. Vorbiți în necunoștință de cauze. De ce n-ați oprit-o pe doamna Ceaușu? Cum l-ați făcut atunci la ședință de școală? Domnul, opriți-vă, sunteți angajat la biserici. Dar nu contează că este domnul. Este consilier și nu este domnul. Nu mă interesează asta, a spus domnul Zafirescu, eu n-am să știu. Este soția preotului paroh. Dacă vă uitați și vă rog să citiți articolul 46 din legea 215, nu avea acest drept. Da, mai departe, domnul Zafirescu. Deci, domnul Mihăiță Zanfirescu, membru în Consiliul Parohial, care este autoritate în cadrul bisericii, nu avea dreptul. Tu știi ce faci acum? Tu vii cu ridică semniți. Tu vii acum, domnul Brune. Tu vii cu ridică semniți să justifici faptul că de asta n-ai votat. Nu. Împotriva neștiinței pentru dumneavoastră. M-am lămurit. Gata. Și în asta vinți acum, după 6 luni, de la aprobarea bugetului, să te justifici că e preotul aici, de ce n-ai votat tu? Deci nu ai susținut, mai mult decât dumneavoastră. Lăsați-mă că m-am lămurit. Dar ca să vedeți că este vorba de neștiință și poate ați avut și interes, sau poate a fost o scăpare. Vă rog să citiți 46 din legea 215. Domnule, ai obligația Consiliul Local să susții cultele. Nu există altă obligație. V-am spus, eu le-am susținut. Dacă ai fost atribut pe așa pe soluție, când ai citit acum, spui că treaba este ilegală. Păi dumneavoastră, fiindcă am vrut ca banii să facă la cultă, dar dumneavoastră acuzați conducerea primăriei pentru obligația de a făcut-o Consiliul Local. Vă rog să citiți și 393 și 215. Și vreau să dormiți cu fundul pe el. Nu aveau dreptul. Păi da, 215 și 393, noi consilieri trebuie să le știm Dumnezeu. Parohia Pisteaua și nu-și luat, dar... Domnul Ceaușu, nu-i vrea să luat pe centru. Au rectificare și luat, nu caut ușa. Aveți să vedeți, domnul, nu-i vorba de parohie, este pe teritoriul comunei scorțate. O să-l dăm, dar s-a stabilit că o să-l dea la parohie. Da, domnul Ceaușu. În primul rând vreau să spun filmarea de la ședința trecută, ce am spus eu și cu Gelu, cine mai vorbit? Domnul Ambăruș despre domnul Huian cu școala, s-a tăiat, nu a apărut nimic în filmare. Cenzura. Cine a tăiat? Păi nu știu. Cine? Televiziunea. Nu știu. Și s-a vorbit de școală, de dreptul? La cine era cu ea tăiat? Nu știu. Și acum ce vorbiți o să tai? Se refacă și primite și din un
complet, da? Consemnați și spuneți domnul Gurean, nu v-a rugat eu, și eu nu vreau să am... Așa, și vreau să vorbesc despre domnul Dămoc, despre contractul lui domnul Dămoc, când expiră, cum expiră, că știu că data trecută la ședință am semnat, o semnat Magelu. Acum, nu știu, mai semnat cineva? Au fost de acord cu plata? Am semnat că nu semnați. Eu n-am semnat. Și am cerut. Și când o semnat, nu știu care mai fost. Am semnat toți. Am semnat, doamne. Eu nu trebuie să mă ascund de ceea ce fac. Pentru că așa am considerat că până la urmă, n-am semnat prima oară. Până am semnat și am spus așa. Te rog, domnul Vasile, te rog, domnul primar, veniți cu contractul în ședința de comisie. Să-l citim, să-l vedem pe toți, să vedem care sunt clauzele, să vedem perioada de contract, că noi chiar nu ne-am văzut. Pentru că sunt sesizări de la nivelul comunității, că ședințele noastre apar după o săptămână și lumea întreabă de ce, că a sesizat și domnul Mircea, că la un moment dat, în loc de suma aia, era 8.000 și ceva, sau 800 și ceva, și nu i s-a dat nici dânsului nicio explicație, și am zis să o lămurim. Să o lămurim în ședința de comisie. Așa am spus. Deci durata contractului, contractul este din 4 aprilie 2018 și valabilitatea este un an de zile. Până 4 aprilie anul viitor. 2019, da. Da, nu le încheiază la 1 ianuarie, așa. Facem așa, păi nu, suma mi se pare foarte mare, foarte mare suma din cauza asta. Nu, că intrarea în contract a intrat cu 1 ianuarie când s-a semnat contract. Și atunci de ce zile? 2017. Nu este așa. Pentru că omul a venit, omul a venit și a spus, ne-a asigurat septembrie, octombrie, până la noiembrie, decembrie, ne-a asigurat gratuit. Până la 1 aprilie. Și după 1 ianuarie 2017 a intrat pe contract. Domnul Gelu, de la 1 ianuarie s-a ocupat școala, sau de când s-a ocupat școala, banii le-a dat școala, până în aprilie. La 1 aprilie am preluat noi, nu trebuia să-l idei pe 3 luni de zile, de le-a dat banii, de când am virat noi banii în cont? Școala, cu Dămoc. Așa cum facem exerciții de memorie. Eu vorbeam de televiziune, de când nu spui de dat. A, de televiziune nu am. Deci eu de televiziune vorbeam, ca să încheiem subiectul. Gata. Cum a venit, ne-a dat câteva luni gratuit, ok. Da. A fost un rezon, ne-a convins. Și după aia a spus, de la 1 ianuarie, de la 1 ianuarie intrăm pe contract. Dacă intri pe un an de zile de contract de la 1 ianuarie, nu vorbeam de dansuri. Se la 1 ianuarie, nu? La dansuri am solicitat să veniți cu contractul, dar pe mine mă interesează că e un contract, dacă au mai fost și alți ofertanți, dacă la cererea de oferte am avut și alte prețuri, și aici poate ne spune și doamna Nicolina, ca fiind comisia de ofertare. Nu. Așa. Și dacă aveți baza de calcul în care s-a stabilit 150 de lei pe oră, pe oră, că mi se pare parcă fac cursul de astronomie, copii. Ascultați-mă, dacă trebuie să întrebări, tot lumea să răspunde. 250 lei la ofertă și una cu 300 și una la altă pentru a 150. Le am aici. Dar nu poți da unul. Dacă se mergea pe domnul director și mai se interesa, uite, și acum să mergem la domnul director, poate interesa pe la școala de artă, pe la... De asta mă interesează, doamna contabilă, banii, că a spus că de ce mă interesează banii. Mă interesează pentru că sunt banii comunității, nu sunt bani proprietate personală să faceți pregătire cu fata în primărie. Mie mi-au venit oamenii și mi-au spus că vine de mod în primărie și dumneavoastră să aveți un simț. Oamenii au venit la mine și mi-au spus că vine Dămoc și facem pregătiri în primărie. Zic, dom'le, la ce faci? La ce faci? La ce faci? Vorbele și vorbele sunt multe. Păi eu de asta nu am făcut nimic. Eu nu țin cu partea cu nezii.
Niciodată nu a venit și facă vorii particulari domnul Dămocu. Știu, domnule, dar eu nu am spus așa, tu ai de ce mă interesează banii? Uite, de asta mă interesează. Că sunt banii comunității, eu am întrebat. Dar nu am întrebat ce este asta. Eu n-am întrebat. Haideți să vorbim la rând pe așa, ne introducem și facem mai mult. Vreau să întreb un pic aici, dacă toți scrie de câteva luni zile, voucher de vacanță zero. Nu s-a mai dat. Nu, am vrea să întreb ca chestie, adică știu că unii au luat sau unii Deci trebuie să luăm un articol. Să variați instituție, că sunt la fășorie. Domnul Geo, mi-aș solicita ceva. Informarea și mi-aș solicita ceva cu ISU, să vă dau în... Dar am spus la ultimul punct, domnul. Păi dar termină cuvântul, mai aveți ceva? Mai am ceva. Păi da, haideți, aveți cuvântul. Așa cum a spus domnul Mircea, mai am și eu. Am văzut aici, la UNICEF, așa. Și este foarte bine că... Știți că eu am mai discutat toate de UNICEF, acum două ședințe. Așa. Și v-am rugat atunci, sau ce contractul ăla făcut cu UNICEF-ul, sau ce ați făcut? Pentru că vreau să-i mai văd valabilitatea la acel protocol, da? Am văzut, de fapt, de ce am văzut o sumă aici la salarii de bază, și este foarte bine că e doamna aici, 3421, dar m-ați clarificat că eu efectiv nu știam că un post e liber de peste un an. Da? Și acum mi se pare că suma asta aici e prea mare pentru un om, nu? Deci fiind un post liber... Nu, conform legii 153. Atât are salariul? Ea a avut un coeficient în legea 153. Era unul dintre coeficienții cei mai mici. De la începutul anului, ea nu a intrat, cum am intrat noi funcționarii publici, cu mărirea salariului minim pe economie. Ei s-a mărit cu 25% la salariul vechi. Și așa merge. Și s-a dat acum două luni de zile sunt venit de la UNICEF. Eu la 3 luni solicit la UNICEF, pe baza unor justificări, justific și banii care am cheltuit și solicit alți bani. Financiar m-ați lămurit. La 3 luni ne vin banii. Protocolul ăsta cu... N-a stăți ta aici, șeful. Protocolul, până când este valabil? Valabilitatea... Cum să spun, de la an la an s-a schimbat. Nu a fost valabil până în 2018, acum le-am mai dat până în 2019. Atenție, vă spun eu. Ieri, Alexandru a fost la ședință cu UNICEF, n-am apucat să vorbesc cu el, fost delegat de mine la UNICEF și află informații că de-aia au fost chemați toți pentru angajarea lor definitivă. Atenție, la începutul mandatului, când am mai discutat și ne-a lămurit un pic Mircea atunci, vă spun că protocolul ăsta cred că era valabil din aducerile mele aminte până la 31.12.2018. Dar trebuie să verificați. Da. Întrebarea mea. De asta aveți un post aici. Eu o să mai am la întrebări. Mai multe posturi și acum am postul ăsta de la UNICEF îl țineți pentru o persoană anume. Dar numai astea sunt vreo 4 care țin. Bun. Alea de la toate. Hai să le țineți pentru, cu dedicații pentru cineva. Că știți de ce? Am să vă spun de ce. Am lucrat cu toții eficient. Așa. Am făcut și eu mi-am alțat portul atunci și ceilalți colegi cu propuneri. Am făcut o organigramă modernă, care a venit și aprobată, după ce s-o plimbat un an de zile. Așa, la NFP, la... Acum avem din 9 luni organigramă. Din 9 luni de zile, noi nu reușim să scoatem 3-4 posturi la concurs. S-a făcut publicări. A, nu vine nimeni. Ați făcut condițiile după alții sau după cei care trebuie să vină? E adevărat că ați avut și greșeli în publicări, că a venit. Da, pe cine a făcut publicarea, s-a greșit. Da. N-am văzut nicio greșeală. Nu, a pus întrebarea, nu răspund. Și atunci nu vă fac un afront. Examenul pentru postul de... Eu sunt specialist pe domeniul ăsta și nimeni nu mi-a... Deci eu cred. Este nepermis de mult să stai atâtea luni de zile și mie niciodată că... Băi, omule, poate nu era ăla de la UNICEF. Și mie niciodată. Neapărat. Ce ăla este nevoie de ăla? Dar era nevoie de la cadastru. Era nevoie la... La... Puteți să verificați că am făcut demersul. Și când s-au verificat dosarele de către comisia exterioare... Care e realitatea, doamna Nicolina? Care e realitatea? La șofer. Da. Deci, publicații, toate dosarele au fost verificate de domnul primar, domnul secretar. La șofer s-au pus studii medii. Da. Și cei care v-au venit, cu ce studii v-au venit? Cu studii 10 clase. Șoferul trebuie să aibă studii medii, o altă persoană. Medii și generale. Da, și o altă asta persoană. Asta e maxim, prevăzut de lege. Nu a avut documentul la dosar.
dosar. Asta a fost. Certificat de calificare. Mă uitam la primăria municipiului Bacău, îi cere pentru șoferi, îi cere 8 clase, iar noi, primăria Sforțeni, cerem să aibă... Păi și atunci n-am zis eu, bine, că voi faceți condițiile, după cine vreți să vă intre? V-a venit unul cu școala de muncă. Da, nu fac un acord. Păi am o întrebare aici, domnul președinte. Am văzut, că am rămas pe... Îmi pare rău că mi-i doamna... De ce nu m-ați examen atunci la mine? Dar eu fac parte din comisii dumneavoastră. Nu, dumneavoastră ați dat o dispoziție. Și cu ea ați dat dispoziție, trebuia să o trageți de urechi sau să-l trageți de urechi. Să fi spus, oameni, noi avem 2 ani de zile de când ne chinuim să ne aducem un conducător auto și un meseriaș pe bun. Da? Domn președinte, tu ne chinuiați. Dar s-ar părea, că așa este. Să termină. Porția mea de fasole cu cărnața termină. Așa, nu mai trebuie. Aici la punctul ăsta, mai am văzut, domn primar, domn primar, pentru dumneavoastră, cu dedicație specială. Văd că la transport aici, eu v-am spus că eu nu pot dormi noaptea când văd că cineva s-ar înfructa din banul public al comunei Sforțeni. Și mai întreb încă o dată, ați găsit cumva baza ilegală, că văd că la doamna Cobuz, iar e vreo 5 milioane aproape de conturi la transport. Sau să mergi pe aceeași idee care a spus dânsa că ce mi se cuvine era tot, până la asfalt. Dar eu pe dumneavoastră vă întreb, știți de ce? Pentru că dumneavoastră aprobați toate chestiunile astea. Adică dumneavoastră, fără cum se învârte pixul dumneavoastră după soare, așa curg banii în comunitate. Nu după cum vrea doamna eu sau altul. Și acumulat, doamna. Deci, doamna, dacă dumneavoastră îmi spuneți, băi, că e legalitate totală, că eu știu care e treaba cu chestiunile astea, eu iau de bază ce spuneți dumneavoastră, dar răspundeți public. E normală treaba asta și știți de ce vă pun? Că m-am uitat în bugetul de la 1 martie, știți câți bani am aprobat noi la transport pe tot anul? Da. Vreo 10.000 de lei. Și să cam duc. Ia doamna toți, cred că până la urmă, nu? Îmi pare rău unei aici. Este o regulă, să nu vorbește în lipsă. Dar oricum, dacă era tot vorbeam, că eu nu țin cont de treburile astea. Deci văd aici, uitați-vă la asta, Nichita Diana, 17 lei, Dănil, 66, ce performanță la Dănilă, pleacă la 9 și vin la 9 și pleacă la 1 și tot mai așa 6 lei. Uite, Nedel, 126, alții văd 480, 500, domn prima, uitați, dumneavoastră, vă rog eu frumos, mai tăiați cu pixul pentru că banii sunt publici. Am terminat punctul, trecem la... Aici, da, mai ca să fac, să v-am spus și data trecută. Tot de fapt ca oameni. Deci deplasare, a fi riaș cu mașină, unde îți dă voie legea. Da? Deplasare, kilometri, tot așa. Și făceați suma după aia, iar în interior, cum îți dă 7,5% consumul pe mașină în proprietate, vă aduce bonul tot ce este și vă iese banul. Dați-le explicați-o. Oamenii cred că ăștia sunt bani. Păi ce facem? Aruncăm banii din primărie, așa spun. Nu? Păi de câte ori a fost la APIR, colega? A fost sau eu așa văd, Alina, eu așa văd că banii ăștia s-au strâns cu treaba cu Iașul, făcut, cu distanțe mari. La cine? La doamna Cobuz. Nu, la delegații și la transport. Păi la delegații, care delegații? Unde a fost ea? Vorba, acum mai dau dreptate. Da, acum nu pot să vă zic exact. Da, dar 4 milioane 800 într-o lună de zile și luna trecută tot la fel. Țineți că fiecare nu-și pune ștampili, că sunt care se duc Bacău Moinești și pot să vizeze ștampili pe delegații. Eu am zis că e vorba de APIR, eram luna trecută și din cauza asta zic. Nu, am luna. Atunci când venim, adiță la ceea ce semnăm pentru că trecem la ultimul articol. L-am ascultat deja, ce să mai zic. Dacă mai sunt discuții, vreau să prezint eu ceva acum. Eu am trecut. Da, domnul Hagi. Este domnul Hagi. Domnul Hagi Măgaj. Da. Nu, cine? Da, dar nu știu eu bun. Oleac, spune-mi. Haideți, domnul Hagi, luați. Așa. Una din probleme. Am votat într-una din ședințele anterioare despre faptul că la cei care primesc 50 de ani de la căsătorie să dăm o anumită sumă. Așa. În buget a fost aprobat. Bine, în bugetul ăla în buget. Da. Dar noi am aprobat o sumă într-una din ședințele de bugete. Aș dori, și așa ar fi bine, ca să nu facem numai anul ăsta chestia asta. Păi, dacă facem așa, se interpretează. Zice că am făcut-o și mieță înainte. Bun. Numai că se duce numai primarul, noi n-avem. A doua acolo se îmbracă în eșarfă, parcă le dă el din buzunar, de la Florești. Hai, gata, domne.
altă problemă. Voi am să mai întreb de cele 10 duburi, sau mai făcut ceva pe ele? Deci aici o să se pună când facem toate drumurile, când ne apucăm de poduri. Atunci lămurit, înseamnă că le avem. Cu salubritatea. Acolo în față la mine sunt 3 bubele pentru colectare separate și 2 bubele normale. Ei, problema este că ne vind loc în bubelele alea normale, pentru că noi menajeri, vă spun sigur, din la salubritate, unul din băieți a forțat o bubelă de aia, aia de hârtie, și a început să pună gunoiul ăsta în partea aia altă. Eu zic că nu-i corect. Cine ei? Chiar ei? Un băiat de la noi, de la ajutor social. Ah, dar nu-i corect, pentru că nu mai ia gunoiul ăla, că de aia e selectiv. Păi n-are voie și spate. Da, eu le-am spus mai departe, nu știu ce au făcut. Spuneți dumneavoastră nume, mie și nu e, de ce? Nu are voie, am camera la vedere acolo la dumneavoastră, domnule. Am să mă uit și când spune și ziua și să văd. Foarte bine. E bine că se vede. Problema este că ar trebui, pentru că omul n-a. Dacă nu găsește loc în partea aia, că am observat. Da, alea aștept. Miercuri ia gunoiul, joi cu vârf, la loc. Nu știu, că vin din altă parte, nu știu. Nu, cred că vin din altă parte. Nu știu, dar apar saci peste saci acolo. Ar trebui ca bubelele astea, pentru colectare selectivă, zic eu, ar trebui să fie îngrădite. Am văzut la Bacău o formă încât nu se mai poate deschide alea. Cumva îngrădite și numai în loc pe unde se bagă... Dar nu sunt ale noastre. Sunt ale celor de lor. Da, ale lor. Dar noi... Noi nu avem niciuna, toate sunt ale lor. Bun, deci sunt convins că bubelele sunt ale lor. Noi, ca primării, n-ar putea să facem chestia asta, o îngrădire. Păi nu ai voie să intervii asupra unui bun care tu nu ești proprietar? Da, nu asupra unui bun, ăla rămâne acolo. Rămâne, dar noi avem doar în custodie, eu nu pot să intervin asupra lui. Exact cum aș lua și o mașină. Dar nici custodie nu. Nu, v-am zis. Nu, știu, ziceam, așa, în stilul ăsta o să fie curățate, pentru că e foarte mult gunoi, o să fie curățate mereu și noi... Nu, eu sunt de acord, dar să vedem și dacă e și corect, vedem cum... Dacă tot a venit vorba de... romprest și cu ce înseamnă gunoi. Ceea ce considerăm noi că este gunoi, de exemplu, partea de produse electrocasnice, electronice, este fixată zi în care se vine și se face colectarea lor. La școală este miercurea, la școală la Scorțeni vin să... Eu, dar n-ar trebui cumva afișate undeva, când, ziua... Dar este afișat, este cum... Eu, de exemplu, habar n-am când se colectează... Dacă tot a venit, tot s-a adus în discuție, a sunat și celălalt operator care face colectare numai pe produse din acestea și care dar eram în concediu și n-am, adică... N-aveam cum să iau legătura și nu eram în zonă. Au solicitat să le permitem să meargă cu mașina cu semnalul de voce. Nu mai ești corect. Când nu aveam contract cu Romprestu și ceilalți care erau înainte la DDSR nu preluau produse electronice și nu aveam protocol cu avisul, puteam permite și altor societăți să ridice produsele electronice din raza comunității. Dar acum, în momentul actual, având contractul Romprestu și având și ei, în baza contractului, având serviciul de ridicare a produselor electronice, ei au monopolul. Nu avem, dacă punem pe alții, nu este corect. Domnul Sanfilescu, v-a zis cum a investit. Ce întrebare? Deci asta cu iluminatul public, iluminatul stradal, tot am mai ridicat problema. Vedeți că Floreșul funcționează. Știu, am luat legătura de ieri, astăzi vine și legătura. Bun, aici... A fost informat ieri. La Grigorien. Vorbesc despre Grigorien. O parte e cu senzor pe lumină, o parte cu senzor... O parte reglat la anumite ore. Da. Asta reglat la anumite ore ar trebui că ăștia de la E1 să vină în funcție de perioadă. Am discutat să mai și să, în timp când ziua se micșorează, săptămânal când am vrut și eu pe aici, să... Da, să regleze, pentru că era într-un timp, era întuneric, când întuneric și nu erau. Da, de acord cu dumneavoastră. Dar nu s-a înțeles. Vreau să spun și eu ceva, că toți suntem la iluminat. V-am rugat, domnul primar, în legătură cu reflectoarele de la biserică.
a spus la rectificare, pune 10.000 de lei să schimbăm cablul. Doamna, deci o să facem lucrarea fără rectificare și o să plătim mai târziu, că eu nu pot să stau acum cu lucrurile astea. Deci cât de repede, am promis, mă țin cu mine, am promis părintele. Deci problema este în felul următor. Eu am contract cu acești oameni care, noi, nu eu, suntem împreună, în care întreținem un actul public, o să ne facă lucrarea, eu am zis o sumă și noi, o să, poate să fie mai puțin, să locuiască cablul ăla subteran și nu am plătit când avem bani, da? Am vorbit cu pe ziua respectivă când a venit, o zis că ajunge la 5.000-7.000 de lei, mai mult nu. Și când o să avem suma, am zis că noiembrie și altă rectificare, îi plătim, el îi face treaba. Dar ei nu poate să săpi când vine zăpada și nu, acum o să vorbesc cât de repede. Și plătim ulterior. Chiar vreau să vă am zis că acolo ai cu mai multe firi, se poate lega pe alt fir. Nu mă duc ce vorbim aici. Nu, mă zis că trebuie să săpi, să scoată pe altul. Ce să vorbesc că nu mă duc ce? Să pun altul. La curent. Dar o să rezolvi situația? Doar că dacă nu se duce nimeni, ce să se rezolvi? Că se rezolvi dacă nu se duce nimeni. Păi au fost, domnule. Am stat eu de ei, au fost, nu i-am primit. Nu pot la fața locului, da. I-am primit și eu. Da, trebuie să schimbi cablul. Nu poți fi pământul, unde, cum, da. Mi s-a dat cuvântul, vreți să-mi luați cuvântul? Da, domnul Zancrescu, nu m-a procurat. Vreți să-mi luați și aerul? Dar și tot. Bun. Care? Pentru secretar, doamna secretar Dănilă, notați, viața pentru secret, pentru secretarul Dănilă. Având în vedere obligativitatea tuturor aleșilor locali de a-și depune anual raportul ăla care ne-l tot cere, și asta, declarația de interes, eu am declarat. Eu le-am dat de atunci. Că nu le mai găsește, asta e treaba dânsului. Dar întreb. Deci pe fondul acestei probleme întreb. Și aștept să-mi dea răspunsul public. De ce nu sunt actualizate de la începutul mandatului la toți aleșii locali aceste documente? Eu personal am făcut-o, nu a formă. Deci eu mă uit pe site-ul primăriei. Și nici a mea nici nu este, eu, deși am dat-o de o jumătate de an și nici că le face, le publică pe site, dar le înaintează și la Agenția Națională de Integritate. Așa spune legea. Având în vedere considerentele din mai sus, vă rog să îi transmiteți că vreau să, pentru că lucrează cu aceste documente și este primul care are percepția, vă rog să vină în Consiliul Local și să ne comunice dacă de la începutul mandatului, în rândul aleșilor locali, pe baza documentelor prevăzute de lege, avem cazuri de incompatibilități sau conflicte de interes. Deci îl aștept cu acest răspuns în ședința următoare. Tot pentru dânsul, am solicitat repetat actualizarea site-ului primăriei, periodic, de la începutul mandatului. Vreau să vă spun că eu îl verific lunar și bilunar, că nu stau toată ziua cu ochii. Dar e varza la Cluj, site-ul primăriei. Clar. Punct. Nici acum nu a apărut noi consilieri. Nu mai vorbim de hotărâri ale Consiliului Local, procese verbale de ședințe, proiectele de bază ale comunității care trec sau nu trec în Consiliul Local, site-ul local al primăriei este în bază. Deci un cetățean al Comunei Scorțeni nu se poate informa de pe site, nici de băieții care sunt plecați cu familie, cu tot, deci nu este. Plătim anual, că aici am vrut să ajung, zeci de milioane la acest site. La un IT-ist. Da? Dar noi nu suntem în stare, pentru transparența decizională în actul de administrare publică, să oferim aceste informații corect și cu transparență comunității. Consiliului, comunității, că ne trimiteți pe site-ul primăriei. Dar dacă nu e nimic acolo, ce se ia? Deci transparența vis-a-vis de acest mijloc care ar putea asigura transparența, unul din mijloacele de a asigura transparența, este zero. Deci am terminat cu secretarul. Trecem la tovarășul primar. În ședința de îndată am solicitat contractul cu televiziunea, a spus că l-aveți, contractul cu dansurile, facturile doamna contabilă de plată la ABC în anii 2017-2018. Da, asta le-am mai spus, domnul Zafirescu. Nu mi-ați spus că le mi-a aduceți pe o hârtiuță. Mi-am dat toate sumele, 2016-2017. Nu, mi-ați dat partea din tâi, dar de la reluarea contractului, am, toate sumele, când mi-ați solicitat, toate sumele, începând cu 2015, de când doamna, am dat, da, am făcut și contractul, mi-ați dat toate sumele. Doamna, păi și vreți să vă fac copii la facturi? Nu la facturi, mi-a ducut cu hârtiuți, că așa mi-a spus acum două ședințe, că vă scriu pe... Eu v-am zis, nu m-a mai interesat 2015-2016, ale 250.000 de lei, 2 milioane jumate. M-a interesat la reluare,
din toamna lui 2017, plățile care s-au făcut ca să fac totalul. Deci plățile care au fost după reluarea lucrărilor. Și am mai cerut pe tema asta și actele adiționale la acest contract cu ABC-ul, dacă au fost după încheierea contractului 2010, dacă au mai intervenit. Nu le-am văzut. Știți, și am mai cerut, dacă au fost în 2018, au mai fost anterior acestui proiect de refacere a drumurilor, au mai fost lucrări la drumuri, am auzit. Am mai și văzut pe aici pe coală. Și am zis, avem un contract cu alții oameni care au mai lucrat pe drumuri în 2018, poate chiar înainte de inundații, s-au mai făcut plăți la drumuri. Am vrut să vedem dacă este un contract. Nu, aici este, este doar contractul de închiriere utilaje, alt contract nu mai este. Deci contract de închiriere a utilaje pentru ce? Că avem utilaje. Da. Pentru drumuri ce? Pentru drumuri. Dom'le, lucrarea de prestări servicii, iar repetăm, lucrarea de prestări servicii nu este închirierea utilajului. Utilajul este mijlocul cu care eu prestez un serviciu. Adică balastarea drumului. Am zis, doamne, da, încă o dată, ca să termin mă urat cu chestia asta, cu închirierea utilaje. Noi avem în curte utilaje, ai spus că pot merge alea chiar. Cu siguranță. Da? Și noi închiriem utilaje. Păi nu este ceva nu e regulă. Da. Deci, eu nu știu de ce nu lămurim treaba asta. Ascundeți ceva aici? Eu nu cred. Deci, situația în care de postul ne-am discutat-o. Dom'le, a pus domnul Hagemă, mă fac ambasadorul dumneavoastră, o problemă foarte importantă, care noi i-am dat atenție la timpul ăsta. Alea 10 tuburi, domnul. De la firma aia. A zis, 6 sunt aduse și 4 trebuie să le aducă. N-au deci, transport, trebuie să asigur eu dacă nu le aduc. Deci recuperați-le, domnule, pe dar sunt 6 trebuie să le aducă. A spus că nu-l găsiți, că ați făcut el mers să le... Dar eu vă spun eu că e aici pe șos la Ardeu, oameni. Aici îl scoate. Nu-i departe. Vă zici că mi le aduce, am vorbit și săptămâna trecută, să vedem ce transport. Domn primar, dați o dispoziție. Domn primar, dați o dispoziție o dată că întotdeauna, când trebuie, vă parte ședințe și mă doare pe eu. Și cred că e de interes maxim. Dar are de seamă cu rezultatele inventarierii. Patrimoniului comunei UAT Scorțeni. Dar nu, nu s-a prezentat, parcă așa știu. Nu s-a prezentat. Deci au muncit niște oameni anul trecut cu sârg. Au stabilit și în aprilie anul trecut ne durea capul câte lipsuri sunt. Da. Doamna de la Curtea de Conturi Cazacu. Inventarul chiar pus pe site-ul primăriei. Deci ascultați-mă. Ascultați-mă, nu mă întrebuiți. Curtea de Conturi a stabilit, da, că nu s-a făcut, că nu știu ce, că nu știu cum. Asta ați făcut după aceea o inventariere cu altcineva. Acolo ați avut o ofertare, cum ați selectat cel care a făcut? Persoana care a făcut inventarierea. Pentru și acolo trebuia să ieșiți cu o selecție de oferte. Cineva, dacă ați dat 100 de milioane, poate cineva făcea cu 999 de milioane. Da? Nu s-o plăti cu 6.000. Dom'le, i-am dat, eu n-am spus, că nu știu cât ești, poate nici nu știți pe de rost. Deci asta e treaba. Dar doamna, domnul respectiv, trebuie să iese cu o dată de seamă. Pentru că eu vreau să văd între inventarierea făcută de personalul din UAT Scorțeni la dispoziția noastră. Vreau să compar și eu. Că am datele de la inventarierea care le-a făcut doamna cu comisia și vreau să văd și eu. Doamna care a venit chemată, ce probleme a găsit? Nu vreți să ne arătați niciodată? Da, adică, dar este dar responsabil. Dare de seamă, domnule. Și îl pun și la dispoziție. Deci dare de seamă să vină cineva să o prezinte și să facem, să tragem niște concluzii. Nu că a făcut ăla niște tabele. Nu, domnule. Deci eu n-am întrebat în dere de voia să ați făcut doamna respectivă, că nu e aici acum, întreb și eu, către dumneavoastră, către colegi. Doamna respectivă care a făcut inventarierea patrimoniului. Pe teren. Păi a făcut existentul. Păi a făcut existentul pe teren. Existentul. Da, dar scripticul este în actele de la contabilitate. Și acolo vreau să văd eu dacă în scriptic este diferență cu existentul. Domnul. Bun, mi-ați mai departe. Actul adițional. Hai că vă da, dacă tot ca să termin și și părintele că e 9:30 și ajung și eu la el. Asta invest, act adițional, mi-a cerut act adițional cu ăștia cu drumurile. 27-4-2018. Deci ABC proiect, contractul este din 28-11-2017. Așa, azi dat în contractul are valabilitate. În contractul nou, în 2017, la reluarea lucrărilor, ați prevăzut
termenul de finalizare a lucrării și prețul de finalizare a lucrării? Și o stabilit prin consiliu, nu m-am mai... Da, în fin, o să... El a venit cu un prodeviz, care întâi a fost de 1.850.000, după 6 luni avea 1.850.000 și până la urmă ați plătit 1.850.000. Așa am găsit noi în informările lunare de plată. Pe mine mă interesa plățile, cele două, trei plăți care sunt, să faci în totalul. Eu știu că vreau pune și dacă ați avut un termen cu el, un termen de... Ați terminat cu ABCO, nu? Da, trebuie să facem recepția finală cu ICC-ul și cu toți. Finală. Finală, da. Aveți un termen de recepție, un termen de garanție? Când vine Vasilică și facă demersul la instituții și... Mai am două întrebări foarte scurte, care iar le repet. Deci nu vine nimeni totuși cu, acel tabel de voluntari. De la păi, dar ce am să vă spun? Hai, vă spun acum. Dacă nu mă lăsați... Nu vine nimeni cu acel tabel de voluntari. Deci tabelul de voluntari. Șef SVS-ul, Lăzărescu Bocan, după aia Cimirașul Ionuț Andrei, cine-o dat cu Bocan? Șova Sandu Cristian, Botezatul Iulian, Cioineag Ionuț Emil, Trandafir Radu Constantin, Tătarul Dragoș Puiu, Olaru Constantin, Salomia Tudor Costică, Bălan Sergiu Constantin și Antochi Sever Remus. Ăștia sunt în țară toți? Eu nu știu, cred. Domnul Bogdan s-a ocupat, este cu număr telefon aici, la fiecare, și vă dau și CLS-ul. Contractele echipei de voluntari se supun aprobării Consiliului Local și sunt semnate de dumneavoastră și de un reprezentant al Consiliului Local. Nu există. Da, tabelul cu organizarea Comitetului Local. Vi l-am spus și verbal, dar vi-l citesc. Am citit. Am fost Danil Nedelcu, doctorița Patrici Dragoș, Mihai Gheorghe, director de acolo și vreo de intervenție voluntariat. Păi, ăștia ați spus în ședința trecută și închei, asta mi este ultima întrebare, că ați acordat sporuri pentru lucru în cadrul proiectelor europene și altor, și veți acorda, și ne-ați spus cine a fost, și veți acorda pentru cel de-al doilea contract și altor persoane. Da. Puteți să ne precizați care sunt celelalte persoane, ce lucrări în cadrul acestor proiecte și când se execută aceste lucrări? Deci în cursul lunii acesteia, deja s-a dus pe TH-ul pentru parcuri, l-a verificat, săptămâna viitoare luăm și scoatem autorizația de construcție pentru parcuri. Sunt 3 angajați și 2 cu funcții de conducere. Nominalizație. Dar încă n-am adus în partea doilea. Dar poate să fie puse aceleași persoane și în a doua comisie, sau cum? Da, dar nu trebuie să depășești cu 4. Sunt alte persoane. O să vă întreb aici altceva și promit că vă las să plecați. Deci, la aceste proiecte, am observat, cum a întrebat și domnul Ambăruș, și mi-a zis Mircea Leafileu, că în cadrul acestor proiecte, domnul Mircea a întrebat de acele sume la echipele de consultanță. Vă rog să ne precizați aici foarte clar. Echipele de consultanță, firmele de consultanță, care sunt, conform legii, pot face parte de... Vă rog să ne precizați. Fac documentele în cadrul proiectele firmele de consultanță, că le plătim. Dar echipele de proiect ale primăriei, care le dați sporuri, fac aceleași documente? Nu există. Echipele de proiect pun la dispoziție documente... Deci arată, se duce până la Moinești sau la Bacău și duce documentul care îl cheamă firma de consultanță. Am înțeles. O depus proiectul la verificare, deci asta e echipa de proiect. Deci transportă documentul. Consultanța, dar nu există, domnule, dă număr pe cor. Noi plătim o echipă de consultanță. Deci trebuie verificat că te duci cu proiectul, dacă nu îl faci un nenea Gheorghe, te duci cu el, că el spune că e bun. Când te-o duci la ea și întors înapoi. De câte ori s-au întors proiectele înapoi? Aia spuneți-mi atunci echipele de proiect care le ziceți dumneavoastră, să aduceți. Deci, notați, doamnă. Da. În ședința de comisie, de la ședința ordinară pe luna noiembrie, octombrie, pardon, suntem în septembrie, vreau noi, consilierii, să vedem contractele semnate cu AFIR-ul pe cele două chestiuni. Să le vedem noi. Să le citim. Le puteți și când coborăți la Să le citim.
Pentru că vă spun o treabă. În contractele alea trebuie să existe aceste echipe. Aceste echipe de proiecte. Că dacă nu sunt trecute, nu au dreptul să ia niciun ban. Vă spun eu. Asta e legalitatea. Stați așa o leacă, dar de astăzi să știți, ascultați un pic, este o problemă foarte gravă cu microbuzul școlii. Foarte gravă este o problemă. Ce este grav? Nu ați stați la legătura cu șoferul școlii? Să vedeți ce grav este microbuzul ăsta, este deschid ușurile, îi vai de capul lui? Să tări pe jos, domnule! Dar mi-am și bani primăvară, poate și pentru că era micul drogat. Lasă, domnule, trebuie al 13 ani microbuzul ăla, cât să-l mai repari? Păi și hai, nu repar, nu repar, dar ce-i mai repar? Dar de asta, vedeți că sunt părinți care le frică să duc copiii cu microbuzul. Aici nu ați legătura cu inspectoratul școlar? Nu știu, inspectoratul cu doamna director. Dar să răspund la mine. Eu nu cum ai de duc neapărat pe auză, nu ziua, dar sunt părinți care sunt... Păi cum, nu? Deci a dat să vină doc cu microbuzul, nu? Acolo cu inspectoratul școlar, e clar, treaba și ține și dumneavoastră. Era vorba tot în ședința trecută, s-a spus de persoane care au beneficiat de bani în urma calamităților și a spus că astăzi veți veni cu nume și prenume. Și în ce... Păi, începem cu dânsul prim. Băi, eu... Dom'le, ferească Dumnezeu, aici e nou. Dar atât, nume și prenume. Deci, Anton, Bâșcă, Constantin... Deci, pe Florești, cine spune? Aici spun eu. Anton, Bâșcă, Constantin... Da? Pondul Dumitru... Primarul... Aron Veta... Aron Bernaveta... Itcor Dumitru. Și la Scorțeni? Și la Scorțeni e Cerna Magdalena. Așa. Cum ți s-o dat numai în Cerna Magdalena? Că acolo a fost dezastru ce a fost acolo. Nu ardea deci aici au venit ajertiști. Am înțeles că au fost mai multe... Toți au făcut din zona aia. Inclusiv Cerna Magdalena. Cum ți s-o dat numai ei? Care ești să fie? La Larisa, proprietar era bătrâna și lui dezvătută moștenirea și nu a putut să-i întocmească tot. Și l-a cernat? E locărat cu tractorul ce era, deci am văzut eu. S-a dat ce a intrat în casă. Având în vedere, domnule primar și domnilor consilieri, doamnelor consilieri, având în vedere că suntem pe fugă, sunteți pe fugă și trebuie să vă rezolvăm celelalte probleme, vreau să fiu foarte... Nu, părinte, nu suntem pe fugă. Aici așa. Trebuie să stăm și 24 de ore. Dânsul-i pe fugă. Dar vreau să fiu foarte concis și la subiect. Nu susțin o problemă a bisericii. Nu susțin o problemă iluminatului acolo care de la Paști stă pe întuneric, de la lumină stăm în întuneric și nu n-aș vrea să fie subiecte de la sferbiți pe aici. Așa. Nu știu. Mă refer la susținerea bisericilor. Sunt mulți care susțin biserica, dar nu fac nimic pentru ea. Una din întrebări ar fi dacă la o biserică... Mă rog, domnule, dacă îmi dați voi două minute. L-am ascultat cu drag. Dacă la Pustiana este o biserică acolo pe teritoriul nostru, nu cred că un consilier de la parohia Scorțeni nu poate vota să susțină acea... sau la Grigoreni sau la Florești. Nu știu dacă domnul Mihăiță, că este consilier la biserică, trebuie să nu voteze să facă ceva la biserica de la Florești. Nu cred că ar fi lucrul ăsta. Închei. Revin că nu susțin o problemă a bisericii. Vreau să susțin o problemă a monumentelor istorice. Eu sunt de 30 de ani încolțit în toate felurile și nu pot să dau înainte cu absolut nimic. De ce? Pentru că sunt legi, reguli, pentru a interveni la monumentele istorice și la clădirile, care nu sunt monumente istorice, dar sunt în area de, a monumentelor istorice. Sunt în preajma obiectivului istoric. Am primit în fiecare an, primesc tot felul de documente de la Ministerul Culturii. Eu am făcut în decursul anilor mai multe proiecte pentru aceste monumente istorice. Acum, ultima dată, în data de 13.09.2018, am venit de la Ministerul Culturii prin delegația Direcției Județene pentru Cultură Bacău și să fac un proces de constatare a stării de conservare a monumentelor istorice.
unde s-a intervenit să vadă dacă am făcut vreo intervenție, pentru că orice intervenție la monumentele istorice se lasă cu dosar penal. Nu ai voie absolut nimic să intervine, ne-a făcut aici. Avem biserica veche, care este de patrimoniu categoria A. La această biserică, numai oameni de specialitate din avizați pot să facă proiecte, să pui o cruce care a fost dată jos de vântul și de calamitatea care a fost în Scorțeni. Ca să faci un proiect, să poți să pui acolo ceva, proiectul costă în jur de 400 de milioane de lei. La biserica veche ar trebui în jur de 800 de milioane de lei ca să facem proiectul pe catapeteasmă și pe restaurare. Dar este un subiect lăsat. Plouă în ea și este o durere. În aceeași adresă spune că domnul primar a primit și el, chiar acum spunea, nici în jurul bisericii la 200 de metri intravilan și 500 extravilan nu poate să construiască cineva, s-a cerut dacă s-a construit, pentru că îți cer ei, îți dau ei aviz, deci fără avizul lor. La biserica, noi avem aici trei obiective istorice. De aceea n-am putut, cineva acuza, de ce nu sfințești toată biserica, dar nu poți să iei bani de la, îți dă primăria 300 de milioane de lei. Și eu am plecat mâine la atac și am făcut lucrare cu ei. Am dorit, acum am primit și noi 300 de milioane de lei, dar nu pentru monumente istorice. Așa cum a primit fiecare biserică, pentru mochete, pentru, cum ne-a dat atunci, pentru microfonii, pentru altceva, pentru... Ei, la Casa Praznicală, am zis că avem banii ăștia și asta vreau să vă întreb dacă trebuie să cheltuim banii ăștia până la sfârșitul anului sau un an de la primirea lor. Până la sfârșitul anului. Eu trebuie să aduc justificare. Uitați că am început lucrarea și a venit ăștia de la monumente și a zis, nu ai voie să te apuci să faci nimic și am făcut o cerere către direcție și spune, prin prezent, a solicit lucrări de reparație la anexă, Casa Praznicală, care nu este monument istoric și am decurs celelalte. Mi-a dat răspuns să nu mă apuc să fac nimic, absolut nimic, nici să pun o darie care s-a desprins de acolo, până nu vine un specialist, un proiectant, să constate, să dea ce cum să fac lucrările, ce materiale să folosești și mai departe. Stau blocat pentru că nu ai voie absolut să faci nimic. Bun. Va veni lucrul ăsta în curând. Am făcut proiect la Biserica de Zid, pentru care l-am aici, cu avizile de la minister și celelalte, care le-am obținut. Lucru foarte important, proiectul acesta ajunge în jur de 350 de milioane vechi. Și iată, către minister înaintează, în aprea Sfințitul Episcop, înaintează documentația parohiei Scorțeni, făcută de doctor Ioan Darida, expert restaurator și trimite acolo pentru celelalte. Iar devizul lucrării este de 2 miliarde de lei. Fără puțin 2 miliarde de lei. Am făcut toate aceste demersuri și aștept să vină. De asemenea, am improvizat niște indicatoare acolo, pentru că suntem amendați. Dar acum am primit o hârtiuță, care a primit-o și domnul primar, care spune că, conform legii, și spune și nu se facă, realizarea și montarea indicatoarelor pentru monumente istorice după anumit STAS. Avem toate hârtiuțele puse aici. Ce intervenții se poată face? De asemenea, rugămintea mea este că care o fac de ani de zile, de 15-20 de ani de zile, am venit aproape în fiecare an, domnul Mircea, cu proiect. Ei, nu consider din banii aceștia, din la salarii, de la X, de la Y, să se dea ceva pentru biserică, nu pentru biserică propriu-zisă, obiect de cult, ci pentru monumentele istorice. Și iată aici spune că, fiind ședință de buget, să se prevadă în bugetul pentru monumentele istorice conform legii și așa, acești sunt bani separați care nu afectează cu nimic nici drumul, nici școala, nici lumina, nici celelalte. Așa la care dumneavoastră trebuie să susțineți aceste trei monumente istorice. Unul care este unicat în lume. Unicat în lume. Biserica veche nu apare nicăieri în lume un trunchi de con cu scări inverse, coborând Hristos pe pământ să ne ridice pe noi la cer. Prin nașterea sa, prin întruparea sa. Iar de asemenea, se spune aici, tot felul, primesc tot timpul, și care sunt atribuțiile primăriei. Și chiar însărcinează pe domnul primar, primarul următoare atribuții specifice. Se ia măsuri de autorizare, să ajute. Le spune la oprirea oricărei lucrări de construire și de sfințare conform legii din 2237 din 2004. A Ministerul Culturii, asigură paza, protecția monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat, dar și celelalte. După aceea, alte reguli, avize, celelalte,
în cazul bisericii nu se intervine sub nicio formă pentru reparații curente, vopsire sau curățenie, n-am voie nici la WC-ul să facem ceva. Iată, pentru orice intervenție în zona de protecție a unui monument istoric se solicită avizul DJC, Direcția Județeană de Cultură, gard, magazie, altar de vară, casă praznicală, casă mortuală și așa mai departe. Deci la niciun obiectiv. Și aici spune să se dea, chiar că primăria să dea la Ministerul Culturii ce autorizații s-au dat până în data de cotare și ce bani s-au alocat pentru monumentele istorice. Nu cum s-a dat și la Aveti și la, la Biserica Aveti, la Biserica Ligorești și la Biserica la Florești o sumă de bani pentru să îi întreții celelalte. Aia sunt culte, părinte. Da. Acele sunt de culte. Este altă treabă. Perfect. Față de monumentele istorice. Deci monumentul și aceea spune aici, să se spună, iată, în zona de protecție acestea pe o rază de 200 de metri în jurul fiecărui monument istoric aflat în intravilanul localității urbane și 500 de metri în extravilan ai voie să construiești și mai departe. Și zice aici mai departe, într-o rază, să spun ca să închei, ce bani s-au alocat în 2016, în 2017 și ce s-a prevăzut pentru 2018 susținerea monumentelor istorice. Eu nu susțin o cauză a bisericii acum, ci o lucrare a monumentelor istorice care ar putea să ne ridice puțin mai sus și în nivel cel, dar din potrivă, niciodată nu s-a întrebat, chiar am rugat cu doamna Lina, dar nu ea este, ea tot timpul e alături acolo de noi, este o hotărâre a Consiliului, nu tu poți să iei decizia să previi. Vă rog din suflet, pentru anul viitor, că avem, deci 800 de milioane ar fi numai proiectul la biserica de lemn, care plouă nea să dărâmă, dacă acum am acoperit carton. Crucea este cu paratrezul de la jos. N-am voie să o pun sus, n-am cum să o pun, pentru că este putred șarpanta pe care să o pui. Nu interesează pe nimeni, asta este o problemă a domnului primar, care ar trebui să vină să facă o constatare, nu ăștia să vină, uitați, constatarea celor de la Ministerul Culturii. Și să facă o constatare, domnule, ce trebuie aici? Bun, domnule, ce este pentru monumentul istoric, executare, ce proprie prioritate este? S-a făcut atâta, la biserica nouă. Am consolidat-o pe forțe proprii. Celelalte două biserica de zid și biserica de lemn. Sunt două monumente plus proponiță care intră în ansamblu monumentelor istorice. Și plus de asta sunt pe priorități, spunea domnul Gelu mai înainte, de prioritățile care sunt. Dacă aici este un obiectiv atât de important și consumurile sunt mult mai mari și taxe și impozite și toate celelalte, atunci domnule, să vedem despre ce este vorba. Nu susții mie o cauză, ci este o problemă a întregii comunități. Și prin asta arătăm și mândria noastră, avem ce să arătăm. Tonița nu apare nicăieri. Să avem, vă spun, de când s-a propus să dea denumirea școlii de Tonița, au fost de la București, de la școala Tonița, de la facultate, profesori, au venit și spunea, cum aveți aici așa ceva? Da. Au venit, au făcut chiar studii pe pictură, au făcut tot felul. Deci ne-a crescut oarecum, suntem și noi văzuți undeva. Și vă rog din suflet să aveți în vedere, este obligația dumneavoastră. Eu m-am zbătut și am întreținut. Chiar aici, în procesul verbal, spune că sunt întreținute bisericile și într-un fel special, dar printr-o muncă, oricum, și susținere. Oamenii sunt cu drag, dar sunt mulți care susțin, dar nu fac nimic, pentru ea că n-ai voie să votezi. Îmi pare rău, Vică, că spun lucrul ăsta, că tu ești de acasă acolo. Nu știu ce mai presus de lege, nu știu dacă Mihăiță are voie să voteze pentru Grigorieni să dea bani. Eu știu ce vreau. Dar pentru monumente istorice. Trebuie și persoanele. Exact. Dar pentru monumente istorice. Pentru monumente istorice care vor să vădă. Dar mulțumesc tare mult. Mulțumim, părinte. Mai avem o problemă. Cu sfârșitul acestei ședințe. Și mi-a mandatul de ședinte. Stați un pic. Primarul a plecat. Dar noi trebuie să discutăm cu omul ăsta aici. Vedeți în fața noastră. Trebuie să vedem, să-i dăm o speranță. Cum gândim. Chiar dacă nu luăm o decizie acum. Tot părintele ne-a spus, domnul Ștefan, dacă vom discuta la buget, ca și anul ăsta la anul, când s-a pus problema separat, n-am vorbit de monumente, ar fi fost bine să veniți, părinte, atunci. De 20 de ani vin, domnule. Deci ar fi fost bine să veniți atunci, că noi de fapt am discutat numai de atribuțiunea noastră pentru culte. Iată că avem niște monumente istorice,
avem sau nu obligații, secretarul primării, votați, să vină cu extras din legi, că nu le știu niciodată, să, așa, să ia legătura cu părintele, să vină să vedem, ca să discutăm despre buget în alte condiții, anul 2019. Nu să ne rugăm 5 săptămâni să vedem și noi bugetul. Că mi-aduc aminte și Da, așa este. Sau să facem figuri după aia că am dat un miliard la biserici și nu mai merge comuna, s-a blocat comuna. Că am dat un miliard la biserici. Avem oameni de unde am luat domnul președinte banii? Ia, ce-ți bani? I-am luat de la investiții cumva? Nu, părinte, de la investiții acum? Luați-mi-o ca și recomandare, vă rog frumos. Deci când la... Să veniți la buget, părinte. Aveți, am fost mereu. Aveți grijă cu cheltuietul banii, că așa este, că dacă nu-i cheltuiți, îi treceți pe așa. Păi da. Deci, cu siguranță aveți nevoie de lemne de foc. Dar n-ai voie să folosești. Așa? Pentru ce? Tot ce există factură, aduce dar și să-ți trebuie să facturi. Așa, așa, dacă nu, vă pierdeți banul. Nu, nu, eu ce-am. Vă pierdeți banul. Dar știu ce există asta, că ești voie să... Sau știu eu... Nu le face de contul, doar cabelul. Alte sunt, ca să simt, dar știe, părinte, că și în mandatul meu, tot a pierdut. Dar am vorbit cu un proiectant, biserica de zi este pe clasa B, biserica de lemn este clasa A, este maxim în cadrul nomenclatura monumentelor istorice. Ei, pentru e pe maximul clasificare. Da, obiectivele care nu sunt monumentele istorice, dar sunt în zona monumentelor, nu ai voie să faci niciun fel de intervenție. Și acum va veni săptămâna asta și ieri m-am dus la Bacău și alaltă ieri am făcut, am vrut să aduc un arhitect de la, să vină cu cineva de la cultură și vor da doar la Casa Praznicală ce materiale să facem și cum să intervenim și cu avizul lor. Și de asta vreau să fie acolo și cu o echipă. Pentru că pierd bani și n-am ce fac. Nu-i pot pune. Uitați dacă pentru... Uitați, avem aici... Păi bine, în moment, uitați, avem proiectul, l-am aici, care îl depun și la primărie, cu toate celelalte, dar nu pot, atâta timp cât nu este lucrarea de... pentru licitație, pentru cine să facă, să execute lucrarea, nu m-am unit de banul. Și banul atunci trebuie să-l folosim și așa, modernizăm casa Praznicală. Nu mai avem decât octombrie-noiembrie, de ce știți că se încheie anul și s-a făcut? Și asta a fost. Deci declarăm închisă ședința înainte de a face propuneri pentru președintele de ședință. Cine este următorul? Care este la doamna Abraham, sunteți de acord, da? Doamna Abraham, închisă ședința. Mulțumim. Mulțumim.